Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face paste la cuptor cu brânză și stafide. Pentru această rețetă avem nevoie de o pungă de paste de 500 de grame. Eu, dacă vreți să faceți mai puțin, eu vă spun ceea ce am eu aici, cât voi face eu. Voi pune această pungă de paste, care am aici 500 de grame. Stafide, am o pungă de 250 de grame și voi folosi decât jumătate din ea, 5 ouă, 400 de grame de brânză din aceea veche, am dat-o pe răzătoare, 250 de grame de zahăr, 5 ouă, cred că am zis, și 2 esențe de rom. Pentru început, eu am pus apa să fiarbă. Prima dată va fierbe apa, apoi vom pune pastele la fiert. Apa a început să fiarbă, acum voi adăuga pastele. Am pus pastele, acum le-am dat drumul. Pe ele le voi lăsa să fiarbă, iar eu mă ocupa de stafide. Le voi goli din acea punguliță jumătate, le voi pune într-un castron și voi pune apă rece peste ele. Până când pastele se fierb, pastele le ținem la fiert undeva între 10-12 minute maxim, să fie ardente. Pastele sunt gata, au fiert. Acum eu voi da drumul un pic la apă jos, în ghiuvetă. După care le voi pune în această strecurătoare care dedesubt am pus un castron. Ca să se scurgă bine, bine de apă. Ce am omis să vă spun înainte este faptul că am pus și un praf de sare în apa unde au fiert ele. Voi da drumul un pic la apă rece peste ele. Voi da drumul să curgă un pic de apă rece peste ele. Le răcorim un pic. Aici am pregătit pastele, le-am pus într-o cratiță după ce s-au scurs bine de apă. Este o rețetă simplă și foarte bună. Foarte delicios. Ia uitați, aici avem brânza. Vom pune prima dată brânza. Am zis, eu aici am avut 400, cam 400 de grame de brânză din aceea veche, de capră. Vom pune brânza. Stafidele le-am ținut în apă. Acum eu le voi scurge de apă. Care le voi adăuga și pe ele. Vom pune și zahăr. Cele două esențe de rom. Le vom turna peste tot. Și apoi o parte din nou o vom pune peste compoziție. Și vom mai opri să turnăm și pe deasupra. Luăm bine și incorporăm totul. După care le vom pune în tava, vom pune oul deasupra
și le vom introduce la cuptor. Pe ele le-am așezat deja în tavă. Ia uitați-le. Acum voi veni cu ou pe deasupra. Peste tot vom pune ou. Și le vom introduce la cuptor pentru circa 30 de minute. 30, 25, depinde cum aveți cuptorul, cum vă coace cuptorul, până ele se rumenesc un pic deasupra. Ele deja sunt fierte, doar să se rumenească și... Gata, acum le pot introduce la cuptor. Pastele noastre sunt gata. Ia uitați cât de bine arată. Nu mă pot abține și voi pune câteva pe farfurie. Mi-mi voi pune o porție pe farfurie. Eu deja aici mi-am pus pe o farfurioară și vreau să și gust din ele, că nu mai pot, mă nebunește acest miros. Cât de bune sunt! Aceasta a fost rețeta mea de paste cu brânză și stafii de la cuptor. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă aștept să vă abonați în continuare pe canalul meu de YouTube. În dreapta sus unde scrie abonează-te și nu uitați și de acel clopoțel care este lângă, va apărea lângă după ce v-ați abonat. Apăsați acel clopoțel pentru a vedea în continuare rețetele mele. Vă doresc o zi plăcută, la revedere!